În condițiile în care și vara aceasta se anunță a fi una secetoasă și caniculară, Aquatim SA lansează încă o dată un apel către consumatori să evite utilizarea apei potabile din rețea pentru udatul grădinilor. Acest mesaj nu este o noutate, compania atrăgând și până acum atenția că sistemul de aprovizionare cu apă a fost dimensionat doar pentru consumul menager al populației. Astfel, folosirea de către unii utilizatori a apei potabile în alte scopuri poate provoca probleme în alimentarea celor ali drugih klientov zdi recia. Iar dacă urmarea secetei s-ar ajunge și la o reducere a debitelor de apă ale sursei, ar putea interveni restricții în distribuție. Într-o asemenea situație de criză, utilizarea apei potabile pentru udatul grădinilor sau a spațiilor verzi constituie contravenție și se sancționează conform legii. Pentru posesorii de grădini există însă și soluții la îndemână pe care Aquatim SA le recomandă. Una este instalarea în gospodărie a unor bazine de captare a apei de ploaie și folosirea acesteia. O alta este Formarea de puțuri de mică adâncime, ca de exemplu folosind o pompă acționată de un motor de 1 kW, costul cu energia electrică folosită pentru un metru cub de apă extrasă e de 7 ori mai mic decât costul unui metru cub de apă potabilă. Din păcate, de-a lungul timpului s-au depistat însă și cazuri în care unii utilizatori au apelat la o metodă necinstită, încercând să ocolească controlul societății pentru a nu înregistra consumul real de apă potabilă. Dincolo de disconfortul creat altor consumatori din acea rețea, reprezentanții Aquatim SA reamintesc că o asemenea intervenție constituie infracțiune și se pedepsește conform legii.